Iată, pandemia aceasta a adus moartea multor oameni dragi. Dacă la început auzeam pe unii, ziceau, nu, e o invenție virusul ăsta. Până acum mai sunt unii care spun, e o invenție, el nu există, nu există așa ceva. Vă amintiți un argument la cei, care spuneau așa, ziceau, dar ce, cunoști pe cineva care a murit? Cunoști pe cineva care a murit? Da, dragii mei, cunosc care a murit. Iată, primul care a murit a fost pastorul Viorel Candreanu, care a predicat aici la noi la biserică nu cu mult timp înainte de aceasta și care a făcut o chemare la pocăință, s-au pocăit un grup de tineri atunci când a fost pastorul Viorel împreună cu Pavel Clipa, au fost aici la noi. Iată, el a fost primul care a plecat, boala asta l-a răpus. Apoi, după aceea, toți credeau că nu, boala asta e periculoasă numai pentru cei care sunt în vârstă. Pentru cei tineri nu e periculoasă. Iată că toamna trecută a plecat Gheorghe Terzischi, pe care îl știm toți, mai ales cei care au fost la Surduc, cei care sunt implicați în lucrarea de engleză, cei care au fost la tabăra de engleză când a venit Gheorghe aici și a predat. Gheorghe, la vârsta de 34 de ani, a plecat la Domnul și a rămas soția lui Didi cu un copilaj de 2 ani. Nu se aștepta nimeni și Gheorghe parcă nu era bolnav, era bine tot. Iată că boala l-a răpit pe Gheorghe așa la vârsta de 34 de ani. După aceea a plecat fratele nostru Lucian Tabac, fratele pastor din Badicul Moldovenesc. El a plecat la vârsta de 41 de ani, dacă nu mă înșel avea. Deci iar este tânăr, comparativ tânăr. N-a trecut mult timp, a plecat fratele Leonid Scutelnic, dar zicem că nu din nestica de din cap, că nu din pricina la COVID, dar el tot cumva din pricina la COVID a fost nesocotit, că omul n-a ajuns să-i fie făcută intervenția din pricina că COVID-ul ăsta a oprit totul. Însă iată, a plecat fratele Leonid. Acum noi ne-am întors de la înmormântarea fratelui Tim Maslov. El nu a plecat de COVID, n-a avut nimic de-a face cu COVID-ul. Tim Maslov, brusc, în drum, era în drum spre misiune, spre Ucraina și brusc ceva s-a întâmplat, s-a oprit inima, el a căzut fără răsuflare, a căzut timp. Când eram acolo, am primit o altă veste despre pastorul Timofei Dâmcenco din Mucaceva. M-am împrietenit cu el de când s-a căsătorit Tica și locuiește acolo la Mucaceva. Ne-am împrietenit cu el, am făcut multe misiuni, un om foarte zelos pentru misiune și iată, el a plecat. Și apropo, mi-a trimis cineva mesajul cum el a predicat la o mormântare și a spus, posibil următorul stă printre noi aici, nu știm care, el nici nu știa omul că profețea despre sine, el era următorul. El, în timp ce predica la înmormântare, a spus, următorul care pleacă stă aici între noi undeva și l-a vorbit despre sine. Deci el a plecat, acum săptămâna trecută a plecat tatăl lui Gheorghe Terzischi, a plecat Dimitar Terzischi. Și acum gândiți-vă la femeile astea două, la Elena și Lili. Elena este soția lui Dimitar, Lili este fica. A plecat fiul în toamnă și acum a plecat soțul. Gândiți-vă la soția lui Gheorghe, soția la Didi. I-a plecat soțul în toamnă. Ea e cu copil de 2 ani, a plecat soțul, a plecat tatăl ei cu vreo 3 săptămâni în urmă și a plecat socrul ei acum, toți de COVID, toți aproape au mers după același. Ce vreau eu să zic? Ori COVID, ați văzut, v-am spus și COVID, și fără COVID, dar poate numai mie mi se pare, dar n-ar trebui să mi se pară mie, mi se pare că frecvența celor care au plecat din mijlocul nostru s-a ridicat brusc tare, sau nu? Sau numai mie mi se pare? Eu cel puțin mă uit, mulți prieteni de-ai mei au plecat și de la care nu te așteptai, nu te așteptai așa să fie lucrurile și ei au plecat. Deci, cum să zicem, proximitatea asta de oameni care au plecat din lumea asta, au plecat de aici, a devenit foarte aproape. Poate e numai la mine, dar mi se pare că și la voi ar trebui să fie cam tot așa, lucruri care se întâmplă în jur, auzim continuu, deci moartea este o realitate. Cât ești tânăr, nu prea o iai în calcul. La drept vorbind, nici când ești mai în vârstă, tot nu o iai în calcul. Te gândești, ei, mai este, trebuie să treacă o vârstă până unde ajungi, să o iai în calcul. Moartea. Și despre asta nici nu ne place să vorbim, mai ales în lumea asta acum, care au devenit toți așa firavi, să n-atingi vreun subiect, e foarte, cum, între în spațiu privat, să n-atingi cumva un subiect.
Știți, zice că Louis al XIV-lea, un împărat al Franței, ăsta le-a interzis la toți să pomenească cuvântul moarte în prezența lui. Dar a murit și el. El le-a interzis la oameni să pomenească cuvântul moarte. Nu cred că este înțelept. Nu cred că este înțelept lucrul ăsta. Cred că așa... Iată, eu mi-amintesc, nu știu dacă voi ați privit filmul ăsta, cum se numește, Gravity, Gravitatea, da? Gravity, un film american, și acolo despre ce este filmul? Cum o echipă de astronauți, se întâmplă un accident în cosmos acolo, se întâmplă un accident și o astronaută, o femeie, rămâne singură în cosmos. Singură în cosmos. Și femeia asta... Dumnezeu o salvează, Dumnezeu cum merge, dar la un moment eu tare mi s-a întipărit un cadru în filmul ăsta. Ea se trezește, găsește o navă părăsită, ceva, ori chineză, ori rusească, nu știu care, o navă părăsită, și ea intră în nava aceea și încolotăcită stă acolo și își dă seama că nu mai are nicio ieșire din situație, nimic. Și femeia asta zice așa, ea stă plângând și ea zice, eu mor. Toți oamenii mor, zice. Da, eu știu, toți oamenii mor, zice. Dar eu mor azi. Și zice, nici măcar nu știu cum să mă rog, nu știu o rugăciune, nu știu nimic. Deci mă gândeam eu atunci, domnule, câtă carte a făcut femeia asta ca să ajungă până acolo să fie astronaut? Câtă carte a făcut ea? Dar ea nu știa elementar, ea nu știa cum să se roage. Femeia și-a dat seama că ea nu-i pregătită să moară. Despre asta e mesajul meu astăzi. Iată, noi la lecția trecută noi am învățat despre aceea ce se întâmplă când murim. Și noi creștini avem o nădejde vie, o nădejde tare, o nădejde care nu înșală. Apropo, am luat aici să vă arăt și un manual, Cerul, Iadul și Viața de după mormânt. Dacă nu l-ați studiat cumva, noi cu biserica l-am studiat la un seminar, dar dacă n-ați fost cu noi la seminarul ăsta, să știți că toate lecțiile sunt înregistrate, sunt pe canalul Moldova Creștin, este un playlist cu lecțiile acestea și puteți intrați pe la adresa shop.eurasiaprecept.org și acolo puteți să găsiți cartea aceasta, o puteți procura și online, o puteți procura în format PDF, presupun că și la Aurica trebuie să fie cartea și atunci o puteți lua. Tare mult vă recomand să studiați cartea aceasta ca să știți care este realitatea după mormânt. Și apropo, vedeți pe coperta aici, este o ușă, asta e moartea. Moartea nu e nimic altceva decât o ușă, când trecem dintr-o realitate într-o altă realitate. Iată, noi cu voi, după ce am fost concepuți de părinții noștri, am petrecut 9 luni în pântecile mamei noastre. Iată, aceea a fost o realitate acolo. A fost o realitate de care noi nu suntem acum conștienți. Dar uite, noi din realitatea aceea am ieșit într-o altă realitate. S-a schimbat regimul tot. Am făcut prima respirație când am ieșit, așa? Asta, totul s-a schimbat. Deci, iată, exact așa moartea nu este altceva decât trecerea într-un alt regim. Este trecerea într-o altă lume, trecerea într-o altă realitate despre care în cuvântul lui Dumnezeu este scris. Și noi, la lecția trecută, la 1 Tesaloniceni, am studiat. Lecția este înregistrată. Dacă cineva n-a apucat să studieze lecția, puteți urmări înregistrarea lecției. Tot ce am studiat despre ceea ce se întâmplă cu noi la moarte, ce se întâmplă anume cu creștinul, cu credinciosul la moarte. Eu azi vorbesc despre altceva. Ce facem până la ușa asta? Iată, cartea este despre cei după ușă. După ușă. Eu azi vreau să vorbesc ce facem noi până la ușa asta. Ca nu cumva, pe urmă, plecând după ușă, să regretăm că, domnule, puteam să fac anumite lucruri, putea ceva să fie, da, iată, am scăpat, nu a fost bine. Las motive pentru regret. Eu tare mult mă rog ca și toți cei care sunt în sală și toți acei care urmăresc online să se gândească bine cum pot trăi, să ne punem bine în rânduială viața, așa, ca noi pe urmă să nu avem regrete nimic. Și vreau să vă spun ceva. Dacă ne punem viața în rânduială din perspectiva asta a veșniciei, din perspectiva că eu mor într-o zi, atunci lucrurile, viața va deveni foarte frumoasă aici. Până când ajungem la ușa aceea, viața va deveni foarte frumoasă. Când luăm lucrurile serios, nu la emoții,
emoții de astea tare, așa, dar le luăm lucrurile serios, real, și începem să ne trăim viața frumos. Nu știu, eu am privit un film Graf Monte Cristo, altul decât ăsta clasic care e făcut acum american. Este altul. Nu mai știu, francezii îmi pare că l-au făcut sau ceva, dar știți, în film ce se întâmplă, că până la urmă fiul lui, care nu știa că ăsta e tata, fiul îl cheamă la duel. Și fiul, când îl cheamă la duel, omul ăsta și-a dat seama, el era un luptător bun, el putea să-l omoare pe copilul cealaltă, dar el și-a dat seama că nu o să-și omoare copilul. Dacă l-a chemat copilul la duel, o să meargă, și acum el s-a pregătit că va fi omorât. El aștepta că va fi omorât, dar omul imediat s-a gândit ce are el de făcut și a început să împartă toată averea. S-a gândit și a făcut un plan, la ce l-ai dau asta, la ce l-ai dau asta, la ce l-ai dau asta, pentru asta fac acolo, fac binefacere, fac așa, fac așa. Și înspre seară, ca a doua zi trebuia să fie duelul, înspre seară zice, extraordinar, dar ce n-am trăit eu așa în fiecare zi din viață? Lui a plăcut tare cum a trăit ziua aceea, ziua aceea a fost plină, tare, frumoasă. Și vezi, așa noi, dacă privim din perspectiva asta, stai că eu plec într-o zi, cu totul cu alți ochi privim și lucrurile materiale, și lucrurile duhovnicești, și oamenii care îi avem alături de noi, și relația cu Dumnezeu, și relația cu oamenii, toate începem să le privim într-o cu totul altă lumină. Bun, hai să mergem acum. Eu vreau să mai dau citire la un text care, apropo, s-a întâmplat tot în ziua de azi. Iată, atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, după ce Domnul Iisus a intrat la Florii în Ierusalim, iată Evanghelia după Ioan, capitolul 12, ne spune așa. Niște greci, eu citesc de la versetul 20, niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, de apostolul Filip, care era din Betsaida Galilei, și ei l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Că știau că e ucenic, de asta s-au apropiat la el, ca el să-i ducă la Iisus Hristos, nu așa din întâmplare. Știau că e ucenic și atunci s-au gândit, hai, du-ne, asta a însemnat vorba, du-ne până la Domnul Iisus, vrem să-L vedem și noi pe Domnul Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, ai, foarte interesant, te așteptai că Iisus, ce convorbiri va avea Iisus cu ei? Ia uitați-vă, parcă răspunsul n-are nimic de a face cu cererea care a fost. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Domnul Iisus era foarte conștient că a mai rămas zile numărate. A mai rămas zile numărate până la răstignirea Lui. Grăuntele acesta care moare, asta era El, trupul Lui. El trebuia să moară ca apoi din grăuntele acesta să iasă și să aducă multă roadă. Și iată, din roada aceea, o mică picătură stă aici, noi suntem din roada aceea. De fapt, Domnul Iisus Hristos, când s-a referit și la grecii ăștia și la toți, grecii ăștia tot vor fi roadă și cei care erau în Ierusalim, toți cei care vor crede în Domnul Iisus Hristos, vor deveni roadă, vor deveni copii al lui Dumnezeu prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că El a adus jertfa aceasta măreață. Și acum, deci Domnul Iisus, El l-a proslăvit pe Dumnezeu, El a adus roadă, El a adus mântuirea lumii și a noastră, a tuturor. Și vedeți, Iisus, ultimele acestea zile, El care știa că-i vine moartea, să vedem ce învățăm de la El dacă știa că-i vine moartea. El era foarte concentrat la ceea ce lasă după El, ce rămâne după asta, ce rămâne cu moartea asta. Vă amintiți, apoi au încercat și să-L oprească unii, Petru chiar, cum, Doamne, nu vorbi așa? Și au încercat să pună pedici ceva. Nu, Domnul Iisus știa foarte bine, a venit moartea, dar până la moarte trebuie de mers bine. De altfel, iată, chiar aici spune El, ascultați ce zice mai departe, cine își iubește viața în sens confortul de aici, lucrurile bune, lucrurile care pentru oameni fac viața frumoasă aici. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Apropo, cuvântul ăsta, își urăște viața în lumea aceasta, nu-i pentru sine ucigaș, nu pentru ei, nu asta are în vedere. Nu asta are în vedere. Are în vedere că cel care iubește viața de sus mai mult decât aceasta și viața de aici, o investește pentru viața de sus. Nu o risipește aici, dar viața care o are aici, timpul care îl are aici, resursele care le are aici, le investește pentru împărăția cerurilor. Acum, zice Domnul Iisus, sufletul meu este tulburat.
Se apropia moartea. Sufletul lui era tulburat. E normal pentru un om ca să aibă o agonie de asta, să fie tulburat când știi că se apropie moartea. Mă gândesc când află un om că este bolnav de cancer, când îi spune că sunt ultimele zile care le trăiește pe acest sfânt, păi te aștepți omul ăsta să fie foarte tulburat și are nevoie de mângâierea noastră. Are nevoie de cuvinte frumoase, de mângâiere, care îl ajută pe om, nu de cuvinte de condamnare, că n-ai destulă credință, că nu, să nu o facem pe spirituale când este cineva așa. Sau când îl vedem pe cineva care suferă, să nu o facem pe spirituale, să știm a încuraja, a ridica, a da cuvinte care ridică. Dar iată, el zice, ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, adică să nu mor? Nu, zice, eu tocmai pentru ceasul acesta am venit până aici. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Deci Domnul nostru Iisus Hristos, lecția care o învățăm de la El, sunt ultimele zile pe care le are El. El știe că clipa plecării Lui este aproape, El vrea să-L proslăvească pe Tatăl, El vrea să îndeplinească lucrarea Lui, să o ducă până la urmă și El vrea ca să aducă roadă. Viața Lui trăită aici, moartea Lui care va fi, să aducă roadă. El la asta este concentrat. Vedeți? Și el, fiind într-o fire pământească ca a noastră, a fost și el tulburat, că clipa asta a plecării pe fiecare ne tulbură. Nu-i nimeni care nu l-ar tulbura în momentul ăsta, să știi că pleacă. Dar uite, este foarte important să ne concentrăm la calitatea vieții, la ce trăim și ce rămâne după mine, după ce plec de aici. Vreau să mai privim la 4 exemple. Nu prea mult timp avem, da? Sper că 5 minute la fiecare, mă opresc, poate la unii mai puțin, ca să vedem cum diferiți oameni când au văzut că viața s-a sfârșit, când știau deja că clipa plecării este aproape, ce au făcut ei? Am ales câteva exemple negative, dar și câteva exemple pozitive. Hai să mergem la primul exemplu negativ. Eu cred că voi vă amintiți despre Ahitofel, numele la omul ăsta. Cine a fost el? El a trăit în vremea lui David. Ăsta a fost un om deosebit de înțelept. El a fost un sfetnic al lui David. El a fost un sfetnic, un consilier al lui David și zice că așa de mare greutate aveau sfaturile lui, încât când venea împăratul să întrebe la el sfaturile lui, era ca și cum ar întreba de Dumnezeu. Deci atâta greutate aveau sfaturile la omul acesta. Întrebarea este cum un om așa de înțelept s-a lăsat să devină atât de rău și viclean. Pentru că omul ăsta, el a purtat viclenie și răutate. El s-a răzvrătit în inima lui împotriva mai marelui lui. Dar el n-a arătat lucrul ăsta pe față. Deci el a primit mult încredere de la David. David a ascultat de sfaturile lui. Da, David l-a prețuit foarte mult. David l-a ridicat foarte mult. Dar omul acesta a lăsat să intre răutatea în inima lui și omul ăsta a devenit un mișel în inima lui. Pentru că ce a făcut omul acesta? Când Absalom, fiul lui David, s-a răsculat împotriva lui David și Absalom a pus la cale să îl doboare pe David și să ia puterea, să-l răstoarne puterea tatălui său și să ia el, să-l omoare pe tatăl său, asta a pus la cale. Ahitofel acesta i-a luat partea lui Absalom, Ahitofel acesta a devenit consilierul lui Absalom și el l-a învățat și l-a învățat să facă lucrurile cele mai murdare. Fapta asta extrem de urâtă a lui Absalom, când a luat țiitoarele tatălui său și s-a culcat în văzul întregului popor, a pus un cort acolo pe casă și a făcut mârșăvenia asta, ideea asta n-a fost a lui Absalom, ideea asta i-a dat-o Ahitofel. Atât de rău om a fost acesta. Apoi Ahitofel a pus la cale când David era fugar. David fugea pentru că Absalom, fiul, s-a răsculat împotriva lui și vroia să-l omoare pe tatăl. Și atunci David fiind fugar, David l-a trimis pe Hușai, un prieten foarte bun de-a lui. L-a trimis pe Hușai să joace puțin spectacol acolo, teatru, dar ca să-l ajute. Hușai a venit și s-a dat și el drept că trece de partea lui Absalom. Și acolo descrie Scriptura un caz când Ahitofel i-a dat un sfat lui Absalom. A zis, noaptea acum urmărește, el zice, dă-mi 12.000 de oameni să-l urmăresc, acum noaptea îl omor pe tatăl tău. Deci ăsta, ca să vă dați seama cum răsplătea el bunătatea stăpânului lui, cum s-a purtat omul ăsta, mișelul ăsta. Însă,
Hușai i-a zis, nu faci așa. Zice, de data asta sfatul lui Ahitofel nu-i bun, pentru că tatăl tău este un războinic viteaz, el nu doarme noaptea, el e pregătit, el a întins curs, voi veți nimeri acolo. Și Absalom a ascultat mai mult de Hușai decât de Ahitofel și atunci Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost ascultat, el a înțeles că gata, nu mai are nicio șansă. El, știți ce a făcut? A plecat acasă la el, așa spune Scriptura despre el, apropo, e scris la 2 Samuel, de la 15 la 17. Deci puteți citi capitolele astea toate, dar spune că Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus șaua pe măgar și a plecat acasă în cetatea lui. Și a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Când a murit, l-a îngropat în mormântul tatălui său. Vedeți omul ăsta? El a hotărât să se spânzure. El zice, s-a dus acasă, era un om înțelept, parcă te-ai fi așteptat un om înțelept să procedeze altfel. Numai cu omul ăsta, el i-a dat Dumnezeu înțelepciune, numai că el a deviat de la înțelepciunea de sus la înțelepciunea lumească. Și l-a deviat așa de departe, încât înțelepciunea asta lumească l-a dus până la aceea că și-a pus el singur ștreangul și singur și-a băgat capul ștreangă. El așa a făcut, până acolo l-a dus înțelepciunea asta lumească pe el, până acolo l-a distrus pe el înțelepciunea asta lumească. Dar omul ăsta zice s-a dus acasă, înainte el putea să se spânzure acolo la Ierusalim. El n-a făcut asta, zice s-a dus acasă și și-a pus casa în rânduială. Ce înseamnă și-a pus casa în rânduială? El s-a gândit la familia lui, la copiii lui, la întreținerea lor care va fi mai departe, să aranjeze lucrurile materiale, afacerea, să meargă bine înainte după el, ca familia să nu ducă lipsă. Nu sună rău. Nu-i rău să faci asta. Și la drept vorbind, fiecare de noi trebuie să se gândească ce va fi cu familia ta când pleci tu. Gândește bine de acum. Când pleci tu, cum va fi? Soția ta va rămâne să n-aibă ce mânca? Copiii tăi vor rămâne să n-aibă ce mânca? Atunci gândește ce faci. Gândește ce faci. Poate în loc să-ți alinți copiii și să le dai copiii pe nemeritate toate lucrurile, sau nu știu ce să faci, să le dai tot numai distracții la copii, poate îi înveți pe copii să lucreze și îi înveți responsabilitate și îi înveți că dacă pleci tu, atunci ei au responsabilitate să se îngrijească de familiile lor, să se îngrijească de mama lor, să se îngrijească bine. Asta este un lucru numai decât care trebuie să-l transmiți copiilor, având în vedere că poți pleca la orice vârstă. Dacă te gândești că poți pleca la orice vârstă, atunci îți vei face timp ca să vorbești cu copiii tăi, să-i înveți pe copiii tăi, să le spui despre responsabilitățile lor, să-i înveți responsabilitate, să-i înveți să lucrezi. Asta înseamnă să-ți pui casa în rânduială. Și nu poți nega aspectul ăsta material, că asta ar însemna să ne socotești dragoste. Vă amintiți când am învățat lecția din 2 Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, despre dragoste și iubirea de frați? Dacă nu muncesc, atunci nu pot să-mi arăt dragostea. Dacă nu muncesc, nu pot să-mi iubesc familia. De asta trebuie să înveți, trebuie să pui lucrurile în rânduială. Însă, ceva rău s-a întâmplat cu Ahitofel acesta. El nu și-a pus în rânduială sufletul. Omul acesta și-a pus capul în ștreang fără să-și pună în rânduială sufletul. De ce a trebuit el să facă asta? Mai bine omul acesta, știți ce ar fi făcut? Mai bine și-ar fi luat măgarul sau ce-a luat el acolo și să fi plecat, sau calul, și să fi plecat la David în tabără. El trebuia să meargă la stăpânul lui, la David în tabără. Atunci să cadă în genunchi în fața lui David și să-i spună, eu sunt vrednic să fiu omorât. Fă ce vrei cu mine, dar iartă-mă. Fă ce vrei cu mine. Cum vei proceda, așa va fi drept. Te rog să mă ierți, eu am fost un mișel. Eu am procedat mișelește. Tu m-ai ridicat. Tu atâta încredere mi-ai dat mie. Tu m-ai făcut să fiu alături de mine. Tu ai ascultat de sfaturile mele. Și eu am uneltit la spatele tale. Și eu am uneltit și l-am pus pe fiul tău să facă cel mai mârșav lucru care se poate să fie făcut. Eu am uneltit și am pus moartea ta la cale. Eu nu sunt vrednic să trăiesc pe fața pământului. Fă ce vrei cu mine. Un om ca David cred că l-ar fi iertat. Un om ca David, care a experimentat iertarea lui Dumnezeu, care știa că a procedat și el așa în anumite situații, l-ar fi iertat. Asta ar fi însemnat pentru Ahitofel să-și fi pus în rânduială sufletul. Dar el sufletul nu l-a pus în rânduială. El s-a dus și și-a pus numai casa în rânduială. Dar cum casa lui să trăiască cu așa o moștenire duhovnicească?
Poate tu te îngrijești să pui în rânduială toate lucrurile. Cei mai mulți nu le pasă nimic, nici economic, nici duhovnicește, nici cum. Cei mai mulți credincioși nu le pasă nimic ce rămâne după ei. Nu le pasă cu ce rămâne familia când pleacă ei din lumea asta. Nu le pasă ce va fi cu copiii, cu nepoții, cu urmașii, cu biserica. Nu le pasă nimic de asta. Nu, este important să te gândești la lucrurile materiale, la lucrurile economice, dar este foarte important să-ți pui în rânduială sufletul tău. Și apropo, dacă îți pui în rânduială bine și corect sufletul tău cu pocăință adevărată, atunci lași o moștenire bună duhovnicească pentru toți. Pentru toată lumea lași o moștenire duhovnicească. Pentru ai tăi, copiii, până la urmă copiii cel mai mare nevoie au de o moștenire duhovnicească bună. Dacă au pe asta bună, toate celelalte se vor pune la cale. Altul, Ezechia, împăratul lui Iuda. Ezechia, știți că, iată la Isaia, capitolul 38, este un caz interesant. De fapt, în capitolul 37 ce s-a întâmplat? Sanherib, împăratul Asiriei, a venit cu un număr foarte mare de armată. A înconjurat Ierusalimul, a împresurat Ierusalimul și n-avea nicio ieșire. Ezechia era împărat. Dar n-avea nicio ieșire, nicio șansă împotriva la ăștia, nicio șansă. A strigat la Dumnezeu și Dumnezeu i-a răspuns în chip minunat. Dumnezeu a trimis un înger în tabăra lui Sanherib și zice Scriptura, dacă nu mă greșesc, 185.000 de oameni a nimicit îngerul acela. Dumnezeu a făcut așa încât fiii lui Sanherib să facă un complot, Sanherib să meargă acasă și ăștia l-au omorât chiar în casa idolului lui. Acolo l-au omorât. Asta mâna lui Dumnezeu a fost. Deci asta a fost o victorie fantastică să experimentezi așa ceva în viață. După ce experimentezi asta, îți pare că de acum înainte trăiești și te bucuri de viață, da? Grozav, gata, ai scăpat dintr-așa o cursă groaznică, ai scăpat, acum să-ți trăiești viața bine. Numai că, imediat în capitolul 38, uitați cum se începe, în vremea aceea, care vremea aceea? Vremea aceea, că nu mai s-a întâmplat asta cu Sanherib. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. Poftim, a scăpat de una și a venit alta. A fost bolnav de moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis, așa vorbește Domnul. Puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Citim ușor aici, trecem ușor peste versetul ăsta, dar așa, dacă să le iei personal, cam cum ți închipui când vine prorocul, intră la tine și îți spune, cam cum ți-ai închipui, că vine un pastor, un vizit pastoral la tine așa și îți vin cu așa un mesaj, da? Da? Domnul să mă ferească să vină așa, dar uite în cazul lui că Isaia era pastorul lui. Isaia era pastorul lui și Isaia a venit și mesajul a fost foarte scurt, i-a spus. Puneți casa în rânduială, că vei muri și nu vei mai trăi. Acum, ce să fac? Gata, știi omul, că e clar, boala asta cu asta se termină. Zice că el s-a întors spre perete, a plâns. Și Isaia, în timp ce pleca, el a plâns că pleacă. În timp ce pleca, Isaia i-a zis, și posibil fiecare din noi ar fi plâns. Eu nu știu cum, dar cum... El apoi a compus o cântare și în cântarea aceea zicea, în cei mai frumoși ani ai vieții mele, eu trebuie să plec. Așa zicea el. Chiar așa se gândeam, eu rămas, acum să trăiesc să mă bucur. Dumnezeu l-a nimicit pe vrăjmașul ăsta. S-a dus, a plecat. Ei, ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a spus lui Isaia, întoarce-te înapoi la el. Că l-am auzit strigarea lui. Isaia s-a întors înapoi și Dumnezeu îți mai dau 15 ani. Și el foarte bucuros pentru ăștia 15 ani, el a compus o cântare și în cântarea aceea a zis, o, Domnul m-a auzit, zice, eu strigam ca un cucor, ca așa, așa, niște croncăneam, cum a zis el, dar zice, Domnul mi-a auzit strigătul și zice, m-a auzit, acum, atenție, atenție, voi n-ați ascult, ia în Isaia 58 și subliniați fraza asta când veți citi. El acolo spune, acum voi îmbla smerit toată viața, toată viața 15 ani, putea să spun acolo, voi îmbla smerit 15 ani, nu greșea, dar... El a spus, eu voi îmbla smerit. Numai că, ascultați cât de smerit a îmblat el. Când n-a trecut multă vreme și au venit din Babilon, dar Babilonul abia se ridica. Babilonul era următoarea împărăție. Asiria murea și Babilonul se ridica. Și din Babilon au venit niște oameni, dar ei abia se ridicau. Și el când a venit, el, omul ăsta care a zis, de acum toată viața voi îmbla smerit. Așa de smerit a îmblat, încât nu mai încăpea în piept atâta lăudăroșie a vieții. Știi ce a făcut când au venit ăștia? I-a luat și le-a arătat tot ce are în visterie.
cap, da? Tot ce are el în visteria lui, el le-a arătat. Și numai n-au plecat ăștia bine și vine Isaia. Dar cine au fost oamenii ăștia? Ăștia oameni, zice, au venit dintr-o țară foarte depărtată. Da? Și zice, și ce le-a arătat? Ce le-a arătat? Tot absolut le-am arătat. El și în fața lui Isaia încă mai făcea pe grozavă, știi? El, asta e lăudăroșia vieții. Iată, când veți citi acolo la 1 Ioan despre lăudăroșia vieții, iată, asta e un caz cu lăudăroșia vieții. Și el singur și-a pus ștreangul lui în gât. Ce a făcut el? Și Isaia a spus, ascultă-te, îmi zice. Tot ce au văzut oamenii ăștia, tot va fi dus în Babilon. Mai mult, zice, vor fi duși fiii tăi. Fiii tăi vor fi duși și vor fi făcuți famine. Înțelege toată lumea ce înseamnă asta, da? Vor fi căstrați, zice. Fiii tăi vor fi căstrați, nu vor mai avea urmași, nimic. Și vor sluji în casa lui împăratului din Babilon. Asta se va întâmpla. Și el ascultă, când a auzit asta, măcar să fi început a plânge, a tremura, nu știu, ai făcut o prostie, să-ți ceri iertare, ceva. Știi ce a zis? E bun cuvântul tău, Isaia. Slavă Domnului că nu se întâmplă în viața mea. Gata, după mine, cum zic rușii, poți limina cu pe top, da? Gata, bine că nu se întâmplă în viața mea. Da, copiii tăi, măi, omule, copiii tăi, nepoții tăi. Poate ți-amintești ce ai făcut când ți-a spus că mori tu, te-ai întors cu fața la perete, te-ai rugat și Dumnezeu a schimbat. Poate măcar și acum, nu cu fața la perete, dar spuneai, Doamne, am fost un prost, un nebun, te rog, Doamne, să mă ierți. Cu un lăudăros și un prost ce am fost, am făcut asta. Doamne, Tu, în atotputernicia Ta, poți o prostii de-a mea să o schimbi, să o faci, să o repari. Că și eu mă rog așa, că fac uneori câte una, știi? Câte una și mă, cum am putut să o fac asta? Dar pe urmă, vin și mă rog, Doamne, Tu ești tot puternic, Te rog frumos, schimb-o ca să nu fie consecințele după ceea ce am făcut, că nu a fost bună vorba care am spus-o, nu a fost bună fapta care am făcut-o, schimb-o, Doamne. Dar uite, lui nu i-a trecut prin cap, atunci i-a trecut prin cap să întoarcă la perete, dar aici nu i-a trecut prin cap. Ei, vezi, atunci i-a spus, puneți casa în rânduială. El nu s-a gândit atunci să-și pună casa în rânduială, anii care i-a mai trăit, a făcut prostii mari și nici după asta nu s-a gândit să-și pună casa în rânduială, pentru că lui nu i-a păsat ce o să se întâmple cu el și cu țara. El era împărat, el purta responsabilitate pentru țară, țara trebuia să dăinuiască după el, dar lui era paralel. Important, cât sunt eu, atât mi-e bine. După asta, nu, dragii mei, așa gândire nu este bună. De aceea, fiecare de noi să se gândească foarte, foarte bine cum procedăm și ce lăsăm după noi. Ați pune casa în rânduială, să vezi bine ce trebuie să-ți pui casa în rânduială și nu fă nimic de astea care lași după tine o moștenire, că nu știu ce va fi aici pe pământ, nu știu ce va fi cu urmașii tăi. Și numai pomeneală bună nu vei avea de la ei pentru că ai lăsat lucruri grave după tine. Puneți lucrurile bine în rânduială. Nu-i drept că te gândești la Ezechia, mă gândesc eu la Ezechia, după ce a plecat din lumea asta, s-o fi gândit, măi, dar ce bine era. Când a intrat acolo și a văzut, ei, ce schimbă 15 ani? Ce-o schimba 15 ani? Știi că am bancul cel la care bărbatul supărat pe soția lui, că s-o trezit amândoi acolo. Dacă zici, nu mă hrăneai cu atâtea pastile, zici, de mult de-am eram aici, da? Spune, bun, asta e banc. Dar când a intrat acolo, ce diferență fac 15 ani în comparație cu veșnicia? Mult, nu? Dar iată, în 15 ani, dar nu-ți trebuie 15 ani ca să faci prostii mari. Da? Uite, el a reușit să facă ceva grav, grav de tot. De aceea, bine să ne gândim ce lasă după noi, ce rămâne după noi, consecințele la ceea ce, la faptele care le facem noi, ce las, poate ceva reparăm, poate mai putem ceva repara din ceea ce am stricat, să fim siguri că lăsăm după noi lucrurile să meargă bine aici. Facem așa ca să mergem bine acolo, dar facem așa ca să meargă bine. Deci el nu și-a pus în casă rânduiala, nu și-a pus casa în rânduială atunci. El nu și-a pus casa în rânduială atunci și nici peste 15 ani nu și-a pus casa în rânduială, pentru că după el s-a dărâmat și casa lui, după el s-a dărâmat și împărăția lui. Și el n-a fost un om înțelept. N-a fost un om înțelept. Mai spune Biblia despre un bogat nebun. Știți pilda aceasta, da? Eu o citesc. Ea nu-i lungă așa. Unul din mulțime i-a zis Domnului Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi s-a întors la toți și le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomii de bani.
Ei, atenție, lăcomia de bani te împiedică să-ți trăiești viața frumos aici și să-ți pui casa în rânduială, să-ți pui sufletul în rânduială, să investești viața pentru împărăția cerului. Lăcomia de bani, nu de aia, nu întâmplător spune Biblia că este iubirea de bani, rădăcirea tuturor relilor, dar lăcomia de bani este închinare la idoli, este asta. Pusă deopotrivă, e închinare la idoli. Domnul Iisus a zis, păziți-vă de orice lăcomie de bani, pentru că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Nu-ți risipi viața la acumulare de aviere, chiar ca mâine pleci, ce faci, la ce-ți trebuie tot, nu iei nimic cu tine. Le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult și el, omul ăsta, se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iau, domnule, nu i-a venit gândul că să-i dau la acela, sunt atâția flămânzi, ei, asta pot face. Nu, așa gând nu îi le trece. La oamenii lacomi nu le trece. Nu este că s-a uitat la mine și s-a amintit cum eu am împărțit porc. Că da. Că odată am primit și eu de la un ucenic de-a meu, a spus, a vrut să mulțumească pentru investiția, anii alergării mele pentru el și el a spus că vrea să dăruiască un porc la Crăciun. Și eu eram la seminar și eu când am auzit, eu în mintea mea m-am chipuit un porc și eu am trimis un mesaj. 10 kg dă-i la acela, 5 kg du la institut, chiar era institutul biblic, du la institut acolo. La acela, da, acolo, ei nu știu ce am mai pus eu în listă, dar primesc mesaj înapoi, zic, da, asta e elefantul sau e elefant sau e porc, o zic că... Până la urmă, nu vă mai spun istoria, că și mai interesant până la urmă, da? Nu zic că să n-audă cel care a dat porcul, că apoi nu o să simte bine. Bun, hai că am pierdut subiectul. Și ora se apropie, dar las, suntem a noștri, că văd că vei interesant ce spun, așa? Vei interesant ce spun, dar cei de pe internet cu atât mai mult, o să asculte până la urmă. Și interesant ca interesant, e necesar ce spun, e foarte necesar ce spun. Și ascultați, unde m-am oprit aici? Da, deci v-am zis, nu i-a venit gândul că poate mai dă și el la cineva ceva, nu i-a venit gândul ăsta. El zice, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng grânarul. Ia uite-l, domnule, ce probleme are el. Vezi, ăștia totdeauna sunt cu probleme. El probleme are că nu are unde strânge grânarul, dar lasă că el și-l rezolvă, uitează cum și-l rezolvă. Ia te zice, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarul. Dar de ce să le strici grânarele? Ascultați, zice, îmi voi strica grânarele și voi zidea altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bogățiile mele. Dar de ce, omule, să le dărâm dacă ai deja grânare? Mai construiește alături unul dacă ești tot așa hapsin. Mai construiește unul. De ce să le strici pe astea? De ce să faci risipă? Așa sunt oamenii lacomi. Ei risipă fac continuu. În lăcomia lor, ei se zgârâi brânzii. Ei nu dau la altul nimic, dar în lăcomia lor risipesc. De ce trebuia el să le dărâme? Grânarele erau bune. El, unicul motiv pentru care vrea să dărâme grânarele, e numai pentru că nu e în cap acolo. Și el vrea să construiește. Dar cum? Ce fel de gândire asta de economică? Iată așa afectează lăcomia gândirea economică. El putea să mai dea din trânsele, să facă ceva, sau mai construia alături. Bun, hai că de-am întrem în economie, dar nu asta e istorie. Nu asta e scopul la ceea ce vreau să zic. Zice, voi zidea altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Recunoașteți filozofia asta? O recunoașteți filozofia asta? Nu numai cu 2000 de ani în urmă a fost. Și acum, bucură-te de viață. Experimentează viața. Experimentează clipa. Savurează clipa. Asta e filozofia. Suflete, ai multe bunătăți strânse. Dacă nu ai, strânge suflete multe bunătăți, apoi te vei odihni, vei mânca, vei bea și vei veseli. Drept cu unii nici n-ajung până acolo ca să tot dau efort să le strângă și nu mai ajung niciodată până acolo. Că toată viața numai efort să le strângă. Și nici mai nu se pot bucura de el, nimic. Dar, contrast, capitolul 20, versetul 20. Dumnezeu i-a zis, nebunule, care te-ai bucurat de așa o roadă mare, care ți-a dat-o Dumnezeu, dacă puteai să faci, puteai roada asta să o investești bine, roada asta făceai repede, binefaceri, bine, tot ce poți, faci tot. Nebunule, zice, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit. Ale cui vor fi? Ce se întâmplă cu ele?
Nu, nimic, niciun folos nu tragi din el. Chiar în noaptea aceasta, zice, vedeți, i s-a hotărât. Gata, până aici. În noaptea aceea, i se ia sufletul. Concluzie, versetul 21. Tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iată, viața aici pe pământul ăsta nu e ca să ne adunăm comori pentru noi. Viața aici pe pământ este să ne îmbogățim pentru Dumnezeu, să o investim pentru Dumnezeu. Asta înseamnă, până când e clipa la care ne apropiem noi, să ne pregătim pentru a intra acolo, să o investim pentru Dumnezeu. Vreau să vă zic, la înmormântarea lui Tim, nu știu, ați privit video. Dacă n-ați privit, vă invit să priviți video. Este pe canalul meu rusesc, am pus tot serviciul divin. Apropo, nici eu nici n-am reușit să spun mesajul meu. Așa am spus numai un rezumat la tot ce am pregătit, un rezumat scurt la urmă, dar așa mărturii frumoase au ieșit oamenii și au spus și acolo ieșeau niște mărturii că nici nu știau despre binefacerile care le făcea omul ăsta, cum făcea el. El așa frumos, el făcea, el fiecare clip investea unde putea ajuta, unde vedea o nevoie, repejor, se implice acolo în nevoie aceea. Foarte frumos, Dumnezeu i-a dat resurse mari, o companie, Dumnezeu l-a ajutat, l-a binecuvântat cu înțelepciune să crească o companie mare, dar totdeauna a investit înțelept în împărăția cerurilor. Și acolo atâtea mărturii frumoase au venit despre aceea, cum el investea în împărăția cerurilor. Iată așa, dragii mei, lecția care o luăm de la bogatul ăsta este că el ignora posibilitatea plecării. El credea că trăiește veșnic aici pe pământ. Și la el mergea tot așa bine, el își făcea doar planuri materiale și doar planuri pentru el, pentru plăcerile lui. V-am zis, filosofia lui era odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar, iată, el nu se gândea că el pleacă. Probabilitatea plecării este foarte... Dar el, gata, atunci, noaptea aceea pleca și pleca fără nimic. V-am mai zis de multe ori, Alexandru Macedon, care a cucerit toată lumea, el a murit foarte, foarte întristat. Deja când s-a apropiat de moarte, el, zice, a ajuns la malul Oceanului Indian, dar mai departe nu era cunoscută lumea atunci. Nu știa că mai este Australia, mai este că el, dacă știa, să pornească cucerească Australia. Dar el, când a ajuns acolo, zice, a căzut în genunchi și plângea ca un copil mic. Zice, asta e tot. Luană se pucea la de pe malul meu. Asta e tot. Pentru asta eu toată viața, zice, mi-am investit. Asta am făcut eu tot. Cu asta mă aleg. El foarte mâhnit, foarte dezamăgit era. Și l-a mușcat un țânțar. În cele mai grele lupte mergea și ieșea biruitor. De acolo era un luptător de excepție. Și iată, un țânțar l-a mușcat și a trăit încă 3 zile de malarie. Și după asta, când a murit, a spus să-i facă găuri la secriu, să-i scoată mâinile afară. Și i-au scos mâinile afară pentru că el a vrut să vadă toată lumea ce ia omul care a cucerit întreaga lume. Că nimeni n-a mai cucerit așa repede și așa mult ca el. El a vrut să vadă toți ce ia omul. Nimic, gol, mâinile goale. Cu asta pleacă. Și a plecat la 32 de ani. Iată, de aceea, dragii mei, să ne ferim de lăcomie. Dacă ești lacom, atunci pocăiești de lăcomie și încetează să mai fii lacom. Pregătește de plecare. Tot ce ai, investește pentru cer. Trăiește frumos pentru cer. Iată, ultimul exemplu este Pavel. Pavel la 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 6 până la 8, zice așa. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Gata, el știa. Eu aici am vorbit despre oameni care de acum știau clar cât o mai rămas până pleacă. Ei știau despre mine. Nu știau că poate nu, poate da, dar nu mai tare ne place să credem, poate nu se va întâmpla asta. Dar Pavel știa exact că gata, pleacă. El zice, clipa plecării mele este aproape. Ce a făcut omul ăsta? M-am luptat lupta cea bună. El privește urmă, zice, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, înseamnă că bine, eu ce a trebuit să fac, am făcut totul. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Vezi, omul ăsta e foarte satisfăcut pentru că el și-a trăit viața la toată capacitatea duhovnicească. Când îți trăiești viața la toată capacitatea duhovnicească, ești mulțumit cu ceea ce s-a întâmplat, ești foarte bucuros de ceea ce vine, foarte sigur de ceea ce vine. El zice, eu tot ce a trebuit să fac până aici, eu mi-am făcut, gata. Acum eu plec. Și el își face ultimele clipi, el își strânge valizele acum, vedeți? El își, testamentul, îi trimite scrisoarea asta lui Timotei, el își strânge valizele, gata, el e pregătit de plecare și el e sigur că primește cununa neprihănirii. Acum pleacă și primește cununa neprihănirii. Nu are îndoială cu privire la asta, e bine. Vrei așa să ai așa un sentiment, așa să te apropii de clipa morții. Dragii mei, pe Lidia Godea, mulți o știți de aici. Nu știu, cred că sunt puțini care nu o știu pe Lidia. Lidia,
l-a cunoscut pe Hristos când a venit să învețe taekwondo, în secția pe care o conduc eu. Și iată, așa l-a cunoscut pe Hristos, apoi ea și-a dedicat viața lui Hristos, a început să ducă antrenament, ea fiind soră medicală, când s-a evit o ocazie să plece ca și misionară în Emiratele Arabe, Lidia a plecat în Emiratele Arabe, a slujit acolo și s-a îmbolnăvit de cancer, Lidia. S-a întâmplat că atunci când cancerul de acum a devenit foarte agresiv, când s-a apropiat moartea, cred cu vreo lună înainte de moarte, s-a întâmplat că eu tocmai eram plecat într-o misiune cu sora mea, cu fratele Costel, cu Chei Arthur. Am mers în mai multe țări din Asia și știam de acum că Lidia devenise tulburată. Și să nu o condamne nimeni, că ați văzut că și Domnul Iisus a fost tulburat. Devenise tulburată Lidia, tulburată tare. Când am venit din călătoria asta, imediat am mers la Lidia, acolo la spital. Și când am ajuns la spital, când am ajuns la spital, i-am zis Lidiei, am luat mâna Lidiei, o țineam de mână și am spus, Liduța, că așa vorbeam eu cu dânsa, Liduța, tu mori. Nu pot să-ți spun ție altceva și n-am ce-ți spune altceva. Tu, Liduța, mori. Dar vestea bună, Liduța, pentru tine este că acolo unde pleci tu e nespus mai bine decât starea care o ai tu acum aici. Chiar se chinuia săraca numai pe morfină, nu dormea nopți, nu dormea zile grele. Liduța, unde pleci tu e nespus mai bine decât ți-o fost ție când îți era cel mai bine pe pământ aici. E nespus mai bine. Acolo unde pleci tu, așa este. Dar, Liduța, ascultă-te în ce-ți spun eu ție. Acum, cât ți-a mai rămas ție să mai trăiești? Eu nu știu. O săptămână, două. Cât ți-a mai rămas să trăiești? Tu acum trebuie să-ți faci slujba până la capăt, să-ți închei cu bine cursa și slujba aici, că așa a spus și Pavel. Eu nu doresc altceva decât să-mi închei cu bine slujba. Slujba și viața aici. Asta faci și tu. Cheamă acum, și i-am spus, am învățat-o, cheamă-ți toate rudele, toți prietenii, rând pe rând și vorbește-le la toți despre Hristos, îndeamnă-i pe toți să-L primească pe Hristos. Am zis, nu știu, eu i-am zis, sau ea a cerut să-i aducem Noul Testament. Mă tinc, eu i-am zis, i-am adus Noi Testament și a zis, da, aduceți Noi Testament. Și mie mi-a plăcut să văd cum s-a schimbat expresia feței ei. Știți, tare îmi place când văd cum din victimă omul se transformă în luptător. Tare îmi plac filmele unde văd când din victimă omul se transformă în luptător. Când se schimbă atitudinea, gata. Ați privit filmul cel Apocalipsa, îmi pare că se numește, Mel Gibson. Tare bine arată, contrastul ăsta. El e victimă, și el e fugărit până ajunge înapoi acolo victimă și la un moment el își dă seama, stai alea, că eu sunt luptător și el începe să lupte. Ei, uite, așa am văzut eu pe fața Lidiei, s-a schimbat din victimă, ea a devenit luptător. Și ea a cerut să-i fie aduse Noi Testamente, ea le-a vorbit, când m-am dus data următoare la dânsa, mi-a spus, uite, am dat atâtea, am făcut, gata, ea lucra, ea făcea ceea ce trebuie să facă, slujba ei și-o făcea. De aceea, dragii mei, fiecare din noi să ne gândim bine. Puneți viața în rânduială. Puneți în rânduială, în primul rând, sufletul tău. Dacă te-ai purtat cu mișelii sau te porți cu mișelii sau ai mișelii undeva, sunt lucruri rele, lucruri pentru care îți va fi rușine să dai fața cu Domnul Iisus Hristos, care știe gândul fiecărei inimi. Du-te și te pocăiești. Oricine ar costa asta, du-te și te pocăiești. Du-te și te pocăiești. Cere, recunoaște. Du-te și spune, oricine n-a fi, du-te și spune, recunoaște, cere-ți iertare, îndreaptă-ți viața frumos. Nu rămâne ca Ahitofel, nu proceda ca Ahitofel, nu trebuie să faci ca el. Cere-ți iertare, recunoaște-ți păcatele, pocăiește-te de ele, asta e un privilegiu, nu e o pedeapsă, că cineva o ia pocăința ca o pedeapsă, pocăința e un privilegiu. Un mare privilegiu. Cine îți dă privilegiu ăsta pe stradă? Când încalc regulile de circulație și mă oprește polițistul și zice amendă și eu îi spun, hai vă rog iertați. Zic că da, păi popa să te ierte, da. Zic eu sunt popa, da. Da, el zice, popa să te ierte, dar eu n-am ce ierta, zice. Știi, așa el procedează. E drept că odată când eram în România m-a oprit. Am depășit viteza, asta e păcat la sufletul meu. Parcă m-am mai crescut spiritualul ăla în ultima vreme. Dar am depășit odată viteza și m-a oprit un polițist și a început să complexeze. Eu nu i-am zis nimic, gata, am face tot și la urmă, după ce complexează tot, zice, dar ce lucrezi, domnule?
Zic, pastor, mai nenorocit, domnule, mai nenorocit, zice, eu îi fac amendă la om, o plătesc eu, nu trebuie să mă plătesc eu. Ei, frumos omul, că avea respect pentru oamenii lui Dumnezeu. Doamne, ajută și oamenii lui Dumnezeu să aibă respect pentru circulația rutieră, reguli circulației rutieră. Da? Așa, și, deci, asta am zis, altceva, puneți în rânduială viața. Puneți casa în rânduială. Dă-le învățături sănătoase la cei din casa ta. Spune-le lor despre Hristos. Lasă-le, asigură-te că le lași un exemplu frumos. Asigură-te că i-ai învățat să muncească și după ce pleci tu, nu vor suferi de foame nimeni. Și că vor avea grijă unul de altul. Asigură-te că nu se vor bate la sânge după ce pleci tu din viața asta și nu vor putea să împartă avere sau ceva. Asigură-te că ai pus niște relații frumoase, ai lăsat relații frumoase, o atitudine frumoasă față de muncă, dragoste unii pentru alții. Asigură-te că ai lăsat asta în casă. Dacă ai lăsat asta în casă, toate celelalte lucruri vor merge bine, vor lucra, vor câștiga, Dumnezeu îi va binecuvânta. Unde este înțelegere și dragoste pentru muncă, toate celelalte vin. Că prin muncă toate se fac. Așa. Dacă nu ești mântuit, atunci trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Trebuie numai decât să te împaci cu Dumnezeu. Că dacă pleci nemântuit, pleci în locuința morților. Și nu mai există nicio șansă pentru tine. Dacă pleci din viața asta neîmpăcat cu Domnul Iisus Hristos, nu mai există absolut nicio șansă pentru tine. De asta grăbește-te să iei hotărârea să devii ucenicul lui Iisus Hristos și dacă ai luat hotărârea aceasta, atunci spune aici la comentarii, apropie-te de mine, spune că ai luat hotărârea aceasta și te voi sfătui ce să faci mai departe, cum să procedezi mai departe ca să-L urmezi pe Hristos.